un nou drum pe care îl începem împreună. O invitație la cunoașterea cântecului și a tradițiilor populare românești. Roberta Crintea vă așteaptă în fiecare seară de vineri de la ora 20 și 15 alături de o vedetă populară doar la Accent TV. Dor de cântec gorjenesc. Bună seara și bun găsit, dragii mei! Vă spune din nou Roberta Crintea într-o nouă emisiune Dor de cântec gorjenesc. Cu ceva timp în urmă începeam o serie de astfel de emisiuni, începeam cu emoție și încercam să mă erijez așa într-un mare realizator, încât să nu vă dezamăgesc. Cu siguranță aceste lucruri se pot întâmpla doar împreună cu colegi, pentru că am marele noroc să moderez această emisiune și ca bază, ca profesie, să fiu solist de muzică populară. Credeți-mă că este un mare noroc, pentru că mă bazez pe sprijinul necondiționat al colegilor mei, colegi de cântec. Înainte de a începe cu adevărat emisiunea noastră cu cântec, am să fac așa cum fac în fiecare seară, am să mulțumesc Florăriei La Storia pentru minunatele flori pe care mi le oferă în fiecare vinere, în fiecare zi de vineri. Florăria La Storia se găsește pe centru, la parterul complexului Meșteșugăresc, acolo unde se întâlnesc cele mai frumoase flori pe care le-ați putut vedea vreodată. Vizitați-o măcar, chiar dacă nu cumpărați, vizitați-o că vă încărcați de bine. Îi mulțumesc, doamne Andreea. Iar celălalt buchet este primul meu dar pe anul acesta de ziua mea. Încă nu a fost ziua mea, urmează, mai e destul. Însă aseară, din dragostea oamenilor, am primit câțiva, să nu-i numărați trandafiri, cel alb este anul care se pune, să nu-i numărați că eu vreau să rămân tânără și de aceea nu vreau să vă spun câți ani fac, dumneavoastră știți oricum. Da, am de imaginea mea în fiecare seară se ocupă Antonella Studio și Ane Studio. Și pentru că am ajuns la o nouă emisiune Dor de cânte gorjenesc, în seara aceasta nu avem mehedinți, în seara aceasta nu avem vâlcea, nu avem banat, nu avem decât gorj. În seara aceasta avem un coleg drag, un coleg cu care am crescut, el își aduce aminte, să vedeți ce vă distrați în emisiunea asta, să vedeți câte lucruri își aduce aminte de mine și eu am să-l și pun să povestească așa cum eram eu, mai mică fiind. Am un coleg drag, un om care a scris în cântecul popular pentru totdeauna, un om care are un repertoriu ales, un om care are atât de multe conexiuni încât dumneavoastră îl puteți vedea, cred că în fiecare săptămână, pe micile ecrane, oriunde ar fi, oriunde ați butona, acolo vă întâlniți cu dragul meu coleg și cu prietenul meu. Pot să-i spun prietenul meu pentru că ne știm de atâția ani și putem împărți absolut orice poveste. În această seară, împreună cu mine și în fața dumneavoastră, Ion Drăgan. Bună seara! Bine te-am găsit, Roberta! Bine ai venit lângă mine! Cuvintele sunt foarte frumoase și sunt grele pe umerii mei. Îți mulțumesc din suflet pentru cuvintele tale frumoase. Să știi că sunt tot ăla, Ion, care tu mă știi. Da, eu știu. Ești atât de simplu și de curat. Îți mulțumesc din suflet pentru vorbele frumoase, pentru că le lăsam așa deoparte. Dar meritul tău, uite că am venit la tine cu drag în emisiune și uite că ți-ai primit buchetul de flori, de trandafiri frumos pe note muzicale. Nu-i numărat cu note muzicale. Nu i-am numărat pe note muzicale și uite ce bine îți prinde chiar cu frumusețea sufletului tău. Mulțumesc! Cu bunătatea ta și cu trandafirii aleși care, iubitorii de folclor, adică prietenii adevărați sau cei care te iubesc pe tine, ți-au dăruit din suflet și uite ce Da, m-am bucurat cu toată inima și am vrut să-i aduc în emisiune pentru că dacă aș putea, acesta este un colțișor care are o anume latură, o legătură cu cântatul, însă este colțișorul meu așa de poveste, de vinerea, colțișorul meu de vinerea, în care mi-e foarte drag să aduc lucruri noi. Am încercat să aduc o altă față de masă, chiar dacă aici cei care dirijează lucrurile sau îngrijit să fie și nu știu frumos, ce bâncuțe. Da, este foarte frumos. Și primitor, adică sufletește. Da, fiecare... dacă aș putea aș aduce de fiecare dată altceva, din dragoste de oameni și pentru a se simți colegii mei bine. Astăzi bem suc de la Drăgan și vă bucurăm sufletul cu cântecele lui Ion Drăgan și cu florile dăruite de la Storia.
Pe tine pot să te întreb un miliard de lucruri. Eu am să te întreb lucruri pe care vor, cu siguranță vor oamenii de acasă să le știe. Pentru că noi putem povesti până poi mâine. Noi avem ce să povestim. Nu, nu se termină. Și discuta orice o temă de subiect, că se formează altul. Noi avem ce să povestim. Se îmbracă frumos ne cunoaștem cuvinte. De foarte mult timp. Da. Iar îmi place să fiu cu tine în această seară, pentru că de câte ori spun Ion Drăgan, am o amintire, am foarte multe amintiri, dar am o amintire care a rămas la bază. O amintire care aceea pentru mine a definit omul Ion Drăgan. Acum tu, dacă vrei să-ți o iei în cap și să faci lucruri urâte, e treaba ta, dar eu te port în suflet cu bucuria mult. Aceea pe care mi-ai făcut-o odată și cu simplitatea. O să o povestim un pic mai târziu, pentru că nu se cade așa la începutul emisiunii. Dar eu vreau să vă spun cu toată inima, pentru că asta înseamnă să fii un om valoros. Înseamnă să nu neapărat să fii în vârf, nu neapărat să atingi culmile, ci să fii un om de caracter, un om bun, un om pe care care să-i vezi pe ceilalți de lângă tine, un om care să recunoști meritul celorlalți, calități din astea. Asta înseamnă om bun. Dar, Ion Drăgan, pentru că ai venit în această seară în emisiune, spune-ne, oamenii toți te cunosc cu siguranță, dar nu știm noi cine ne va privi pe YouTube. Și oamenii vor să știe cine este Ion Drăgan, de unde vine Ion Drăgan. Bine, pusă întrebarea foarte frumos, cum ai spus-o tu, formulat așa cu stilul tău de vorbă, ca așa. Mulțumesc. A Roberta. Eu te știu pe tine de când erai tu așa, vreau să vă spun, dragi prieteni, pentru că am văzut-o pe Roberta la Școala Populară de Artă și avea o piesă așa. Vorbele nu mai știu. Maria Cârneci. Lume, lume, cam așa ceva era piesa, nu mai știu. Da, atât de mult o cântai și îmi plăcea ținuta ta, vai, cu pălărie, cu mânuși, dragi prieteni. Oh! Când a coborât Roberta din mașină, cine este Roberta? Fără să-mi dau seama că tu erai interpretă, eu te credeam. Imaginează-ți. Da. Și eram de atunci. Da, deci, între timp doar am mai păstrat așa câte ceva, dar eram chiar de atunci interpretă. Da, stilul tău. Bine că ți l-ai... Rămâi om, indiferent cum ai spus tu, indiferent pe ce culme ajungi și ce statut vei avea, da. Omenia este caracterul și bogăția cea mai mare este cei 7 ani de acasă, în care toți trebuie să o avem. Da, depinde, că am făcut așa. Da. Toți trebuie să o avem, dar da. Nu știu dacă îi și avem pe acei 7 ani. Ai spus că, uite, eu m-am născut în comuna Licurii, sat Frumușei, spun tot timpul sat Frumușei, pentru de că eu am... Da, am ochii cei mai frumoși, mari bărbăiască, ce pe lenima n-are ochii mei. Se cade drăguț. Da, modest sunt, modest. Cu lucrul ăsta. De acolo vin, de acolo din comuna Licurii, sat Frumușei, din crescut de doi bunici, care i-am iubit și iubesc în continuare, Mărioara și Nicu, așa se numeau. Oare se uită vreodată la noi, te urmăresc, se uită la emisiuni? Nu mai sunt, nu mai sunt. Bunicul meu, Ninu, deci iau așa, bunica mea m-a auzit la radio cântând, când cântam la radio Craiova, da. Bunicul meu nu, doar îi plăcea. Ce bucurie, numele meu era Daniel, reușit. Fiind mic, așa îmi spunea Daniel, îi cântam pe genunche, el cânta din fluier, dar nu avea nimic. Și nu erau colectiv. Unii colegi, probabil oameni care știu din comuna Licurici, sat Frumușei, nu, n-a fost colectiv și mergeam la clacă, mergeam cu vitele, aveam lucruri foarte... Tu erai cu minte de atunci. Da, eram mai ștrengar așa câte un pic. Hotărăște-te, ori erai cu minte, ori erai. Bine, eram copilărie, așa cum aș dori. Tu știi cât eram eu de cu minte? Aoleu, ce vai faceai? De mine. Deci, în primul rând, mă schimbam în 3 rochițe pe zi. Păi de-aia te-am cunoscut eu pe tine, așa, cu stilul ăla al tău, ala Roberta. Și să-ți mai spun ceva, în niciun caz nu murdăream niciuna, mă schimbam doar de fasoane, așa. Așa. Dar în niciun caz nu murdăream vreo rochicioară. Eram foarte cu minte să nu îi supăr pe bunicii mei, îi iubeam ca pe Dumnezeu și mai sus, nu voiam să-i supăr. Și pentru faptul că acasă la mine nu erau oi, nu erau vite, nu erau... aveam o curte foarte curată așa și niciodată nu îmi permiteau nici să intru cu copii. Cu copiii mă jucam la poartă, în curte la mine. Tu erai regina, probabil. Doamne, dar cum altfel? Cum altfel? Am crescut foarte frumos, bunicii mei m-au adorat. Și poate am rămas așa cu o dragoste din aceea încât să pot să o împart, dar de care la rândul meu am nevoie. În fiecare om pe care eu îl întâlnesc, caut un crâmpei de dragoste, să văd către ce se îndreaptă sufletul lui, ce îi place cel mai tare. Iubește oamenii, iubește cântecul, iubește dansul, iubește... Pentru că oamenii care au, de multe ori, cei mai frumoși oameni sunt oamenii aceia care au cunoscut înfrângerea, care au cunoscut tristețile, care au cunoscut greutățile, pentru că izbiți
de aceste greutăți. Au trecut. Li s-a făcut sufletul curat, așa, da, și au rămas cu sensibilități. S-au spălat bine prin lacrimi. Mă apropii foarte ușor de oamenii aceștia. Da. Dragul meu, deci, Ion Drăgan vine de la Frumușei. Da, din Frumușei sunt așa și dintre... Noi am fost șase frați, suntem șase frați, trebuie și trei fete. Foarte greu ne-a fost, cred, în general părinților, că nu aveau bani. Dar n-aveam ce nu trebuia. Nu era ca acum. Dar da, acum banii erau, greu, pentru că munceau și aveau. Stând în două camere, Doamne, ne mirăm acum că stăteam și ne gândeam cum aveam loc la masă, pat, atâția inci. Cam acum nu mai avem loc, nu mai ai loc într-un pat mare și nu mâncam tot dintr-un castron. Și acum, nu. Dar și ne săturam și eram și frumos și sănătoși. Da. Și acum, vai, ferească Dumnezeu. Aș dori din tot sufletul măcar o oră să mai am copilăria care am avut. O oră atât. Să mă întorc cu timpurile alea, cu o oră. Nu vreau mai mult. Să mă pot încărca. Am o prietenă cu care discut frecvent așa și am spune mereu. Mă, Roberta, mă, eu nu mai vreau, mă, să mă întorc de mult. Vreau să merg mai departe. Cum merg oamenii ăștia către nou, unde? Către bine, către... Ce, mă, cât de mult era greu, cât de mult... Nu știu dacă era bine, nu știu ce e bine. Să mă gândesc la cum era copilăria, deși eu am avut o copilărie foarte frumoasă, fină, liniștită, cu doi bunici care mă îngrijeau ca pe... După cum îți spuneam, am avut o copilărie lipsită de griji. De altfel, copiii sunt lipsiți de griji de regulă. Însă... Nu mai știu dacă aș vrea. Îmi place modul ăsta în care trăiesc acum, pentru că am muncit foarte mult și am căpătat așa... Am căpătat și un statut, am căpătat și un loc în societate. Statutul, de fapt, asta, prin asta te definește. Da, și tu. Atunci, parcă îmi place cine sunt astăzi. De mult eram un copil. Nu, eu aș vrea să fiu să am copilăria aia frumoasă, care să nu am greutățile, să fiu tot așa mângâiat, da, privit. Dar ne-a rămas sufletul. Sufletul ăsta Ion Drăgan, noi nu putem să trăim fără să avem sufletul de copil. Rămân cu visele, îți doresc. Ai văzut că sunt niște vise? Uite că trecem așa. Asta e o discuție de liberă, seara, dar noi suntem la o discuție liberă. Rămân cu visele alea plăcute și când te trezești din visul ăla, de ce? Mai vreau, nu mai vrei. Hai să spun. Eu visez, soțul meu m-a învățat să visez și mi-a spus așa, nu contează dacă se întâmplă sau nu se întâmplă. Sufletul tău trebuie tot timpul să fie, să creeze, să creeze pentru tine ca să poată să-ți dea starea de bine. Nu știi ce va fi mâine, poate să se întâmple ceva minunat sau nu, dar tu tot timpul trebuie să ai sufletul plin de, da, va fi mâine, va fi mâine, pentru că atragi energia pozitivă. Și atunci... Vreau să mă încarc pozitiv de la două melodii cântate de Ion Drăgan. Se cu poate? Cu mare drag. Ce ne cânti? Știi sau nu știi? Depinde ce au ales colegii din regie. Pe ei am lăsat, ei, da, am lăsat ei tartorii. Da, ei sunt care, știi că e Arabela, inelul ăla cu Arabela. Am și eu. Da, am și eu. Dăm acolo să ascultăm, dragii mei, te invit la locul de cântat. Dragii mei, în seara aceasta petrecem două ore alături de un coleg foarte drag, alături de un interpret, de un mare interpret, de Ion Drăgan. Cine mă aude cântând, crede că n-am niciun gând. Câte zile sunt într-un an, eu atâtea gânduri am. Într-un an sunt vreo 300, dar eu am gânduri prea multe. Vai de mine ce-am făcut, mi-am dat dragostea împrumut. Vai de mine ce-am făcut, mi-am dat dragostea împrumut. Am crezut că iau prea mult și-am pierdut și ce-am avut. Am crezut că iau prea mult și-am pierdut și ce-am avut. Mândruță cât ai trăit, la frumos nu-l lăcomi.
cât ai trăi. Era frumos, nu-l lăcomi, că frumosul te sărută, apoi pleacă și te uită. Că frumosul te sărută, apoi pleacă și te uită. Mândruță cât ai trăi, la frumos nu-l lăcomi, că frumosul te sărută, apoi pleacă și te uită. Gorjul de frumos, eu l-am colindat pe jos. Câte gorjul de frumos, eu l-am colindat pe jos. Colindam în 10 sate și iubeam fără păcate, și iubeam fără păcate. Mă făceam că-s necustor, iubeam îndrele cu dor, iubeam îndrele cu dor. Veneau mândrele deodată, când strigam la câte o poartă. Veneau mândrele deodată, când strigam la câte o poartă. Hai la mere, hai la pere, pentru mândre frumusele, pentru mândre frumusele. Mă uitam, Doamne, mai bine, să văd care-i pentru mine, să văd care-i pentru mine. Din mere să faci dulceață, să te strâng mândruță-n brață. Din mere să faci dulceață, să te strâng mândruță-n brață. Și de-o fi merele amare, să te strâng mândruță tare, să te strâng mândruță tare. Și de-o fi merele dulci, pe mine să nu mă uiți mai, pe mine să nu mă uiți. Să mă strângi mândruță-n brață până mâine dimineață, să mă satur de dulceață. Să mă strângi mândruță-n brață până mâine dimineață, să mă satur de dulceață. Gorj, am ascultat Gorj și am ascultat Cât e gorjul de frumos. Într-adevăr, cât este gorjul de frumos, ce costume populare are Gorju și ce oameni minunați și ce interpreți frumoși. Felicitări! Mi-era așa dor să ascult cântecele tale. Eu am câteva preferate. Dacă nu le-ai pus să le ascult, cred că seara da, aceasta, deci ești pierdut. Inelul cu Arabela cred că face lucrul. Ești pierdut dacă da. Nu le-ai pus, da? Pentru că aici, în această emisiune, eu trebuie să fiu cea fericită prima dată ca să pot să dau celorlalți fericirea. Ai înțeles, da? Da, uite, textul ăsta, cântecul care l-am cântat, textirea este Daniela Babă, o salut, cu mult drag că noi vorbim așa. O salutăm, așa, sigur, da? O salutăm. Nu sunt, cum să spun, aoleu, cântă Drăgan să ia lumina, nu. Eu sunt un interpret cu stil aparte, nu sunt aoleu. Asta mi se pare extraordinar. Cânt eu de nu se mai poate. Asta mi se pare extraordinar. Da. Și vreau să spun că loc are toată lumea. Sunt colegi care cântă atât de frumos, care au ce spune prin cântec, prin felul lor de a fi, dar loc pe pământ toată lumea are, indiferent. Aici în platou la tine poate să intre 100 de stăm într-un picior și îi chem și au ce spune prin cântece, prin vorbele lor frumoase, prin costume, prin felul lor de a fi, au ce să spună fiecare. Pentru că fiecare om are identitatea lui și pentru că fiecare om, noi ne naștem egali, însă ceea ce ne înconjoară începe să ne definească. Educația pe care o primim, familia în care trăim, prietenii de care ne înconjurăm, aceștia constituie la un moment dat etichete pentru noi. Știi, eu nu înțelegeam de mult când spune cu cine ești prieten ca să spun cine ești. Nu înțelegeam deloc lucrul ăsta când eram foarte tânără. Acum îl înțeleg și spun copilului meu: nu te mai înconjura de, pentru că spunem cu cine, hai mami, că tu mereu zici așa. Da, este adevărat.
Am constatat și uite că au trebuit să treacă mulți ani și să ajung la maturitate, să constat că, într-adevăr, de oamenii cu care te înconjori, contează foarte mult ceea ce devii tu. Dacă ai parte de niște oameni calzi și buni, care să te sfătuiască de bine, cărora să le pese de evoluția ta ca om, știi către ce să mergi. Dacă ai parte de oameni care te trag în jos, te duci în jos, fără să știi și fără să vrei. Eu am avut un pic noroc, Roberta, cu oamenii care m-au ajutat. Mă refer la oameni de specialitate, oameni care mi-au întins acea portiță, care mi-au deschis. Aici. Care nu sunt nicio perfect, că dacă aș fi perfect, Doamne, aș fi, wow, Napoleon. Să nu fiți nefericiți, nu. Că nu sunteți perfecți. Perfecțiunea nu se atinge. Dar norocul este că trebuie să te oprești atunci și trebuie să te gândești foarte bine lucrurilor care ți le spune acei oameni. Norocul meu ăsta a fost că am întâlnit oameni care m-au împins de la spate și m-au dus acolo. Tu acolo trebuie să mergi. N-a fost că de ce. Și greutățile au pornit așa ușor. Că nu având aia, n-având aia. Nu eram eu oleu perfect. Și eu târziu m-am apucat de cântat și n-am avut da, oameni. Asta vreau să te întreb acum, ca să ajungem la acești oameni. Spune-mi, cum a început povestea ta ca și interpret? Povestea ta de când? Uite, m-am gândit la 15 ani să cânt. Eu îmi plăcea muzica populară când... și ascultam. Privind așa retrospectiv. Da, da. Plăcile acasă care eu le ascultam, având interpreți care iubeam și iubesc în continuare. Dar ce m-a legat foarte tare pe mine, că niciodată nu credeam, că vedeam la televizor, era, de exemplu, îți dau un exemplu, uite, Floarea din grădină, care eu am văzut-o pe Claudia Torop. Mm-hmm. Nu credeam nici în visele mele că voi cânta alături de Claudia Torop și voi cânta cu ea o piesă sau că voi fi alături de ea într-o emisiune. Nici prin minte nu-mi doream. Nici... Cum a început gândul tău? Ce ai, băi, vreau să mă... Uite, cântă asta la televizor, vreau să mă fac și eu cântă. Urmăream emisiunile de folclor, care erau atunci, da... Erai un diamant neșlefuit sau încă nu? Doar te gândeai. Leu, vai de capul meu că încă și acum încă mai am nevoie. Suntem la alfabetul muzical? Nu. Încă nu. Eram acel diamant. Încă, nu, acum mergem mai departe. Acum am făcut lucrurile de bază pe care trebuia să le facem. Noi am dăruit deja o bază către oameni. De acum, ce perfecționăm este pentru noi, pentru că noi vrem mai mult. Dar noi deja am scris. Noi știm cine suntem. Da, dar îți dai seama că cu timpul tot mai trebuie ceva. Dar întotdeauna, pentru că trebuie asta ceva, înseamnă... că nu este acolo ceva, nu e ăla. Asta înseamnă dorința de a fi mai sus. Însă, mai sus. Consider că atunci când faci ceea ce îți place, deja ești un om împlinit. Da. Aici, da, dau dreptate. Noi nu ne ducem acum, nu ne cheamă nimeni la magazin să vindem de la 8 până la 4. Oricum nu ne place. Noi facem ceea ce ne place. Și asta este împlinirea vieții. Dar fii atent, cu ajutorul lui Dumnezeu, Doamne, pentru că sigur. E întinderea aia și nimeni nu... Câți n-ar dori vorba lui mama mea, că mamă, și eu pot să cânte, pun roata, n-am treabă, cât mai bine decât X. Nu e așa. Nu este, sigur nu este. Nu e așa, pentru că sunt emoțiile care tu ca om, e starea ta spirituală, e starea ta care trebuie să... Doamne, dar asta e de la Dumnezeu. Trebuie să... Noi... Certitudinea este că noi muncim, însă toată lumea, s-a făcut așa un trend, toată lumea vrea să fie solist de muzică populară. Da, ok. Dar noi dacă vrem să fim contabili, noi doi, ne apucăm acum, învățăm, uite cu domnul Sabin, ne apucăm și învățăm contabilitate. Căsile, și ne facem contabili. Niște numere la casă, că eu am făcut... Păi da, că vedeam pe domnul Sabin cum scria acum contabilicește și puteam să fim toți trei contabili, dar... Noi nu putem, nu, cei care sunt contabili, dacă vor să cânte, dumnealor nu se pot așeza la o masă și să, cu ea mă, cum îi cânte cu ăsta? E, uite, gata, îl învăț, gata, mâine știu să cânt. Nu, de aceea noi suntem puși de Dumnezeu undeva. Noi perfecționăm ceea ce Dumnezeu deja ne-a lăsat. De asta te întreb, povestea cântec, povestea ta, cântecul, inima și gândul tău, când a început? Câți ani aveai? Cum te-ai Roberta, gândit că o să fii vreau tu? Vreau să spun eu. Deci eu târziu m-am apucat pe la 26-27 de ani. Dar eu mă întâlneam cu tine când tu mergeai în festival. Da, atât aveam eu. Atât aveai? Da, 26-27 de ani. Păi, eu am crezut că acum ai 27. E, să rămân, atunci aveam eu atât. Și norocul meu, fii atentă, că mergând, uite, iar mă lovesc de cuvântul ăsta, că nu ești ajutat de tine, de când ești mic, da. Nu, mă refer... Cei de aici, din județ, nu te-au ajutat, nu te-au trimis pe tine și ți-ai închid porțile, uite așa frumos, da. Să te întrezi. Dar tu te lupți cu muntele,
ca apa, treci de acel izvor firicel care curge apa și se zbate prin piatră și trece. Dar știi ce e drăguț? Că îți închid, îți închid porțile și tu poți să treci de ele. Da, asta e, că la mine s-au întâmplat lucrurile astea. Și s-a întâmplat atât de frumos, îmi vreau să spun că tot acolo, îți dau un exemplu, că trec așa o... Te rog, te rog. Trebuia să merg la Cerbul de Aur, da? Mi s-a spus, oh, nu merge el că să meargă la Cerbul de Aur, pentru că nu este solist la ansamblu Doina Gorjului. Da, da. Lovesc. Bine, dar noi l-am descoperit, persoana respectivă m-a sunat, doamna redactor, și a zis, domne, el a debutat în televiziunea română, sunând la Cojirul Județean, sunând la domnul Colinoiu, la domnul președinte, atunci îl salutăm. Îl salutăm pe domnul președinte. Da, și dumnealui, da, merge. Ah, atunci se poate deschide porțile, trebuie să sui de sus. Da, pentru că cel mai ușor este să pui piedici. Și când ne-am văzut în față, noi doream să vii și cu noi. Da, da, nu știam. Cât are piesa ta? 3 minute, 2 minute are. Păi 3 minute are. Și eu am cântat-o în 3 minute. Și mai dau un exemplu. Și e dureros. Fiind aici colegi, toată lumea are o stimă. Îl salut pe Dodo Lătărețu, un interpret valoros. Îl salutăm pe Dodo. E un om extraordinar. Domne, toată lumea are loc pe pământul ăsta. N-am nimic cu nimeni. Ce e cu Dodo? Ce s-a întâmplat cu Dodo? Nu, zic, dau un exemplu. Că ne-am întâlnit amândoi la același eveniment. Și Ioane, tu cum ai ajuns? Redactorul respectiv, doamna Carmen Brabete, zice, noi îl luăm pe Drăgan, că el au debutat la televiziunea română. Fiind doamna Elize Stan, a zis, domne, haide să mergem așa, pentru că au debutat în televiziunea română, că așa erau debutul care au debutat în televiziunea română. Da, erau alte timpuri. Da, și ne-am lovit și ne lovim în continuare, dar nu am nimic. Deci n-a fost o răutate, că nu s-a putut merge, nu s-a putut. Domne, nu poți să... Noi anul ăsta, dau un exemplu, poate anul ăsta nu e bine, dar la anul va fi. Noi mai aducem, dragii mei, noi mai aducem în vizor anumite lucruri din culise. Pentru că cei de acasă nu văd decât că noi cântăm la televizor și cât de fericiți suntem. Nu. Ei, în fața acestei fericiri pe care noi vrem să vă aducem și noi vrem să vă dăruim aceste bucurii ale noastre, se ascund foarte multe lucruri, foarte multe trăiri, foarte multe dezamăgiri, am fost de multe ori puși la zid. Dar noi doi, vorbesc de mine și de Ion Drăgan din această seară, noi suntem niște luptători. Și am deschis acele porți cu puterea și cu munca. N-am avut oameni care să ni le deschidă, dar știi, eu am o satisfacție. Eu sunt stăpânul meu și eu am făcut tot ce am astăzi. N-am avut oameni și dacă n-am avut ce? Poate, dacă aveam, ajungeam un pic mai devreme unde trebuia. Mă gândesc, nu știu. Așa a vrut Dar dacă Dumnezeu, așa a vrut Dumnezeu. Așa a vrut eu Dumnezeu? Nu mă împotrivesc forței divine și n-am cum să fac asta și dacă aș vrea. De aceea... Hai să schimbăm lucrurile, că de aceea... e o emisiune frumoasă și ar fi păcat să dăm. Dar astea sunt lucrurile sunt care lucruri... se lovește ele. Da. Și eu nu mai am treabă, nu mă interesează, poate să zic că orice... Eu sunt, nu vine persoana respectivă să-mi plătească mie factura. Nu vine persoana respectivă să mă îmbrace, nu vine. Ah, uite, poftim, Ioane, că te-am vorbit de rău. Ia tu și uite, ai tu, plătești factura telefonului tu pe luna asta. Noi am depășit aceste situații. Eu nu, a fost un pic greu. Eu vreau să te invit la locul de cântat, pentru că vreau să mai ascult. Vreau să depășim această... Nu, a fost o paranteză care s-a închis, s-a deschis și s-a închis. Corect. Pentru că vreau să spun un lucru. Ce mingușe și căpușe astea sunt. Corect. Ori am pierdut, ori am câștigat. Da, eu vreau să depășim ascultându-te cântând. Așa. Dragii mei, ascultăm din nou două melodii cu... Te invit la locul de cântat. Cu mare drag. Ascultăm din nou două melodii cu Ion Drăgan. Asta ca să ne mai destindem așa și să scăpăm de tensiunea pe care o creasem, că ne-am luptat cu munții ca să fim și să facem și să dregem. Și ne întoarcem cu subiecte mult, mult mai frumoase, pentru că Ion Drăgan are foarte multe lucruri să ne spună. Ce-mi-ai făcut, că primul te-am trecut. De ți-ar spune
poarta ta, cât am stat eu lângă ea, măi. Și prin vânturi și prin ploaie, prin amez sau prin oroaie, de dușmani urmărit, măi, că e vremea de iubit, măi. Dar eu n-am dat înapoi, că era dragostea-ntoi, măi. Tu erai prea tinerea și erai și frumoșa, măi. Dacă eu te părăseam după zi, dacă veneam, măi, găseam și poarta închisă, nu mai găseam masă întinsă. Și tu stăteai supărată, că ai pierdut iubirea toată. Eu plecam pe drum pribeac, ce speranțe să mai trag, măi. Dar tu nu le știi pe toate, te păzeam și zi și noapte. Eu făceam pe supăratul, numai să nu te ia altul. Dar tu nu le știi pe toate, te păseam și zi și noapte. Eu făceam pe supăratul, numai să nu te ia altul. Necazuri multe am petrecut în viață, când eram băiat, măi, când eram în tinereață. Multe necazuri multe am petrecut în viață, când eram băiat, măi, când eram în tinereață. Pune veste pe o parte, of, of, pune caz, fete mari și de-ale înalte, multe, multe am tras. Pune veste pe o parte, of, of, pune caz, fete mari și de-ale înalte, multe, multe am tras. Chiar și tatăl meu, măi, el așa m-a învățat, să iubesc curat, să nu rămân prost la cap. Chiar și tatăl meu, măi, el așa m-a învățat, să iubesc curat, să nu rămân prost la cap. Să trăiesc și să iubesc, of, of, cu necaz, că nu mai întineresc, măi, multe, multe am tras. Să trăiesc și să iubesc, of, of, cu necaz, că nu mai întineresc, măi, multe, multe am tras. Ce-am făcut în lume, ce-am lucrat și ce-am făcut, nimeni n-a știut, măi, cum le-am petrecut. Ce-am făcut în lume, ce-am lucrat și ce-am făcut, nimeni n-a știut, măi, cum le-am petrecut. Numai inimioara mea, of, of, cu necaz, știe multe săraca, măi, multe, multe a tras. Numai inimioara mea, of, of, cu necaz, știe multe săraca, măi, multe, multe a tras.
Câte flori sunt pe pământ, toate merg la surământ. Câte flori sunt pe pământ, toate merg la surământ. Numai pe mândruța mea, măi, nu mi-o lasă inima. Numai pe mândruța mea, măi, nu mi-o lasă inima. Și iar rău, ce frumos e iubitul. Și iar rău, dă-n burița și te dum. Dar de seară să vii iară, că mi-ei fi de trebuială. Dar de seară să vii iară, că mi-ei fi de trebuială. Spune mândră ce gândești, dacă tu mă mai iubești. Spune mândră ce gândești, măi, dacă tu mă mai iubești. De ce gândut-o la mine, mai așteaptă-mă 3 zile. De ce gândut-o la mine, mai așteaptă-mă 3 zile. Și iar rău, ce frumos e iubitul. Și iar rău, dă-n gurița și te dum. Dar de seară să vii iară, că mi-ai fi de trebuială. Dar de seară să vii iară, că mi-ai fi de trebuială. Mândruță, nu te grăbi, mai așteaptă-mă o zi. Mândruță, nu te grăbi, mai așteaptă-mă o zi. Să văd codru-n florit, să mă satur de iubit. Să văd codru-n florit, să mă satur de iubit. Și iar rău, ce frumos e iubitul. Și iar rău, dă-n gurița și te dum. Dar de seară să vii iară, că mi-ai fi de trebuială. Dar de seară să vii iară, că mi-ai fi de trebuială. Hai, hai, de pe lungul drumului, de pe coama Hamburgului. Of, of, deamnă-ndeamnă, Murgule, of, of, la Craiova, la Cerne. Că se face un bălciuleț de fetițe și băieți. Hai, hai, să-ți cumpăr de-un frâuleț. Hai, hai, să-ți-l pun pe botuleț, măi. Să-ți-l pun pe botuleț. Hai, hai, frâulețul de mătase. Hai, hai, împletit de leana șase. Împletit de leana șase. Of, of, deamnă-ndeamnă, Murgule.
Hai, hai, că mi-e mândra de furat. Hai, hai, cine apucă ziua în sat, măi? Cine apucă că ziua în sat? Hai, hai, că mi-e mândra de furat, măi. Hai, hai, cine apucă ziua în sat, măi? Cine apucă că ziua în sat? Ne-am întors, dragii mei. Ion Drăgan face aici niște lucruri haioase. Am să-l și întreb eu imediat. Felicitări încă o dată pentru toate cele patru melodii. Face aici niște lucruri haioase. Poți să ne povestești ceva haios din, nu știu, de la evenimente sau tu mai ai din astea întâmplări, din astea, că tu ești măi, naiba știi, pe uscat. Măi, Roberta, uite că trecem așa, trecem firele mai multe. Voia să te întreb ceva mult. S-a întâmplat multe în concursul, să uit versurile și să... Da, tu mai faci asta, da. S-a întâmplat la festivalul, la festivalul Maria Tănase, știi că acolo era așa, când bine, foarte bine Doina, pun suflet, mamă, trăiesc Doina, și când se începe piesa a doua, am uitat linie melodică, am uitat vers, cum se întâmplă. Au, Doamne, de emoții, da, de emoții. M-am îndepărtat de microfon, era domnul Ionescu la sunet, deci mi-a umplut frigiderul, bunătățurile care erau puse și la ultima strofă mi-am adus aminte de piesă, am băgat, m-am apropiat de microfon, am cântat, am hăulit așa cum stilul meu și am obținut locul al doilea. Și m-a pomenit cu doamna Eliza. Ce frumos! Da, păi nu că am cântat bine. Nu s-a înțeles, a zis președintele jurului, zice, atât de rău ne pare că v-am curcat orchestra. Wow. Imaginează-ți tu. Și era Dorel Manea Dumnezeu să fie țărnăloșoară, că a fost un om extraordinar și m-a susținut din tot sufletul și m-a încurajat. Vezi ce oameni ai avut lângă tine, mai și zic, mi-a zis, măi Ioane, ce s-a întâmplat cu tine? Las că dacă zice că am greșit noi orchestra, e bine, dar noi am greșit. Eu de emoții, dragi prieteni, văzând publicul că dând din palme, chiar am primit filmarea de la TVR Craiova și mulțumesc lui Laura. De asta ți-ai amintit? Da, mi-am adus aminte și dai seama, când am văzut filmarea, nu venea să cred. Da, sunt amintit. Da, hai să-ți spun, dacă mă uit pe niște filmări mai vechi, cu 5, 6, 7 ani în urmă mă tot gândesc, cum puteam mă să fac așa? De ce stăteam eu mă așa? Cum am luat eu mă costumul ăla? Știi că de fiecare dată caut să fii mai bine, mai bine. Să-ți verifici gesturile, să vezi ce se... Da, acum tot mă uit, cum naiba eram așa? De ce nu făceam asta? De ce nu făceam asta? Pentru că întotdeauna, dacă te privești pe tine, îți dai seama cum ar trebui să fii. Știi, de mult nu mă priveam, aproape că mi-era teamă să mă privesc, mi-era teamă chiar să mă ascult. Să văd cum cânt, eu nu... Toată lumea m-a întrebat, dar tu asculți melodiile tale? Niciodată, nu știu. Eu nici nu le știam, acum le știu pe toate. Hai să spun un secret, eu nici nu mă văd la televizor și mai bine mă uit la desene animate. Aha, nu sincer cred. Vă spun, pentru că mă știu pe mine cum sunt, văd defectele, totdeauna am defecte, eu mă recunosc lucrul ăsta, pentru că nu tot timpul sunt wow! De asta, cum ți-am spus, și norocul meu este pentru că, fac așa o paranteză, am avut noroc de oameni care m-au susținut și mă susțin așa. Ăsta a fost norocul meu, începând de la redactorii muzicali, redactori de televiziune, redactori de radio, care, vreau să spun, Roberta, că anul trecut mi-a făcut o surpriză radio să-mi facă un spectacol mie, cu bilete vândute, numai eu știu câte am trecut, care să vină 1000 de oameni să-ți plătească biletul la sala radio. Este absolut minunat. Felicitări, este absolut minunat. Dar tu ce crezi? Nu știu, profesorii, pedagogii sunt cei care ne dau... Eu n-am făcut școala populară de artă. Strălucire, nu le... Cum n-ai făcut-o, mă? Nu te întâlneai cum era școala populară de artă? N-am făcut cu domnul Radu și n-am terminat. Școala unde te-am văzut pe tine cu mânușile și cu ce naiba. Da, cu fițe, Doamne, cum venea Roberta, dragi prieteni. Și rar vedeai pe cine și cu pălărie parcă de văș o roche și după aia te-am mai întâlnit, dacă ții minte. Și nu tu... eram, nu mai eram așa. Ba, erai tot așa cu fițele tale de Roberta. Dar a prins foarte bine, pentru că uite, ai ești tu. Ai rămas așa cu fițe. A prins bine. Nu, așa te vedeam eu pe tine, dar nu. Pentru că ești un om simplu, cu suflet curat, care îndrum oamenii și care fiecare avem eul nostru, știi? Avem da, fiecare am făcut câte ceva ca să avem să fim noi. Aș vrea să te întreb foarte multe lucruri, dar spunem, știu că se termină foarte ușor și foarte repede emisiunea. Eu, întâlnindu-mă cu colegii aici, am tot felul de subiecte de dezbătut, doar pentru cei de acasă, pentru că eu cunosc eu știu aceste răspunsuri. Însă, mă gândesc așa, din palmaresul tău acumulat în ani, în timp, unde te simți cel mai confortabil? Pe scenă,
sau la evenimente între oameni? Mă, sunt, cum să spun, ca o balanță. Pe scenă sunt emoțiile totdeauna, emoțiile alea că trebuie să fie perfect, că evoluând în fața ta nume sonore ale cântecului popular, trebuie să fii foarte atent ce spui tu, ce cânti tu. La evenimente, primul cuvânt care îl scoți din gură să fie, adică prima melodie, prima strofă trebuie să fie wow, că omul ăla te-a luat pe tine pentru acel eveniment, pentru lucrurile tale care le faci tu, da? Wow, cine îl consideră? Cum ajungem noi la acel wow? Noi decidem care este wow. Cine ne dă nouă? Nu, nu. Dar și noi de unde știm? Nu-ți dai seama dacă e, că sunt momente când tu poate te duci pentru alt eveniment la evenimentul respectiv. Îți vinzi cartea ta de vizită. Adică îți dai cartea ta de vizită. Noi vindem imagine, da, clar. Noi vindem imagine. Da, nu știu dacă ești în forma respectivă atunci. Mi s-a întâmplat să am o cădere de glas. Doamne, dar cui nu i s-a întâmplat? 3 luni de zile și cineva spune: vai, dar noi vă știm la televizor că cântați altfel la evenimentul ăla. Și am explicat, n-am putut cânta. Norocul meu a fost că a fost atunci o colegă care îi mulțumesc din suflet că a susținut toată nunta, tot evenimentul, Teodora Pană. O salutăm pe Teo. Un om minunat care a făcut lucrurile. Ți-a dat o mână de ajutor când aveai nevoie. Foarte mult, foarte mult. Și tot am fost o echipă. Contează foarte mult echipa cu care ești, cu oamenii care ești lângă tine, acei care te susțin. Că sunt într-adevăr răutățile mari, îți dau o energie așa care te împinge, dar Dumnezeu te împinge așa ușor, ușor cu ionii tăi, că sunt ion pozitiv și ion negativ. Tu ești ion pozitiv. Așa te împinge cu magnet, cu bunătatea sufletească. Auzi, Ion, tu ai să rămâi folclorului fidel până la capăt, folclorul românesc? Am încercat să fac, nu știu dacă tu ai observat că... Niște manele? Nu cred. Nu manele, nu cred eu. Dacă aș cânta manele, tot cu glote. Și orice aș cânta, tot glotele sunt... Oare ce manea? Ai o manea în minte? Să o cântăm cu glote? Cum? Ia! Ce manea? Dă-ne, Bogdan, dă-ne o idee de o manea. Spune-ne ceva. Eu știu una aia, pe toate florile din lume. Da, foarte tare. Nu merge, nu. Deci așa am rămas, nu știu dacă fac bine, dacă fac rău, dar asta sunt eu. Încerc și la copiii mei le spun lucrul ăsta, să fie ei. Stai, că n-am vorbit despre asta, dragii mei. Vedeți câte lucruri trebuie să vorbesc cu acest Ion Drăgan. Pe lângă faptul că binele tău și dragostea ta de oameni se exprimă prin cântec, tu dăruiești mai departe acest lucru, da? O faci unde? Ce mai faci tu în afară de a cânta pur și simplu? Păi eu sunt profesor de cantă la Școala Populară de Artă din Târgu Jiu, unde am colegi minunați. Vreau să spun că sunt într-adevăr unele lucruri care nu trebuie spălate așa bine, când vrei cămașa să o albești. Nu, rămâi mai bine așa cum ești. Și având colegi, spun lucrul ăsta, având colegi care te susțin și care e important să te ajute la unele lucruri, că nu le știi tu pe toate. N-ai cum, sigur. Nu le știu pe toate și în timp învățăm, să știi. Sigur. De asta, și având colegi buni, de asta contează să ai un colectiv atât ca a doua familie a ta. Dar cum sunt copiii? Iubesc muzica ta? Da, sunt foarte mulți. Învață piesele tale sau ale mele? Vin și cu piesele mele și le spun să nu cânte. Unii spun că mă imită pe minute. Chiar acum, recent, a venit de la festival Târgu Mureș, unde o elevă, Mihaela Dașu, a obținut locul întâi cu piesele mele. Felicitări pentru... Da, e o fată foarte bună. Copiii sunt foarte buni, sunt aletați, au ceva al lor, dorni să copieze de la profesor, de la idolul lor. Permiți o părere? Te rog. Învață-i pe copiii tăi. Să fie ei. Și să nu-și dorească neapărat, măi Ioane, mă, să nu-și dorească neapărat televiziune la 12 ani și la 13 ani. Aoleu. Ne ajută, mă, cu nimic, măi, când deja încep Roberta, să... vreau să spun un singur lucru, iartă-mă că te-am întrerupt. Nu sunt ei de vină, părinții sunt vinovați. Dar ce cu atâta, cu mândria asta? Știi că este și împotriva lui Dumnezeu? Această mândrie atât de mic fiind. Pierd foarte mult. Eu am două nepoate și nu le duc așa și cântă, să știi, cântă. Păi să știi că nici eu pe copilul meu, adică eu l-am învățat să, eu mi-am dorit să cânte. Dar nu s-o fac așa, hai și la televiziunea aia, hai și la aia, hai și la... Ca să ce? Noi putem să scriem despre lucrurile astea în timp, învățând și crescând. Mă, ce să cânti tu la 7 și la 8 ani? Eu n-am nimic cu toți copiii, să cânte toată lumea, dar să învețe împreună cu profesorii, să învețe mai departe, să se școlească, să cânte la evenimente, după care să încerce să-și facă un drum.
Ține minte, uite ce spun, îți dau un exemplu și care n-am nimic cu niciun coleg de cântec. Că mă bucur că vin și că mai zic cu nimic, aoleu, că nu-l lasă Drăgan să cânte de la, din repertoriul meu. Doamne Dumnezeule, toți cântă. Dragi colegi, dați interprete de muzică populară, lăsăm toți copiii să cânte. Dar ar fi păcat dacă vii tu din Tulburea și tu îmi cânti, n-am nimic. I-am Măriuță, de exemplu, al Olguța Berbec. A venit o fată și el cântă groaznic, ferească Dumnezeu. Groaznic la câta și s-a întâlnit cu colega, iartă-mă, te rog frumos. Te rog, mi-ai stricat de aici treburile. Să fiu scriitor principal. Și a sunat Olguța și mi-a zis, Olguța, vrei să-ți o cânte așa? Să o imprime? Nu! E greu! Păi a înțeles, Olguța. Da. Lăsăm lumea să cânte. Nu înțeleg părinții, în primul rând. Asta este un lucru... Asta este un lucru rău. O să luăm câteva minute de publicitate, după care o să ne cânți alte două melodii. Însă, eu aș vrea ca și solist de muzică populară, ca și... Noi suntem formatori de opinie până la urmă. Ca și formatori de opinie, să învățăm cumva copiii să nu-și dorească neapărat televiziunea și radio în primă fază. Să învețe ce au de făcut. Mă cerne timpul. Eu la 26 de ani m-am apucat. Glasul încă nu era stabil pentru mine. Exact. Sunt copii care sunt talentați, care de la Dumnezeu. Eu nu pot să-i fac nimic copilul aluia. Da. Să-l corectez decât la respirație, la intonație, să ducă fraza lungă. Deci atât pot să fac eu, dacă i-a dat Dumnezeu un glas frumos. Așa cum face colega mea, Camelia Argint, Liliana Neoagă, Cristina Voian, Alina Munteanu. Suntem colegi care suntem. E important acel colectiv care ne ajutăm unul pe altul. Sunt copiii noștri, sunt copiii dumneavoastră, sunt copiii noștri care evoluează și care sunt nemândrim. Duce gorjul mai departe, na. Sigur. Nu am nimic cu nimeni. Cum abordezi costumul popular în fața copiilor? Ce spui despre asta? Ce le imprimi? Eticheta principală este costumul de sărbătoare, să-l poarte cu asta. Le imprime asta, încerc să le imprime asta. Nu le dau voie, primul rând la fete, le știu. Machiajul, unghiile. Nu vreau stridentețe pe buze, nu vreau machiaj la ochi, nu vreau. Lasă natura. Bine că nu-i profesorul meu, că mă dau cu ruși, vreau eu. Deci nu vreau să fie bijuteriile. Îți îmbraci costumul național cu opinși, cu ciorap de lână și spui la gât lanț și brățară la mână. Nu! Da, foarte bine, nu, numai că... Nu. Hai mă să mai scăpăm și noi de ciorapii ăștia de lână. Mă, dar este momentul. Hai mă să mai luăm și noi un pantof adecvat. Dar lasă mă neabă și cu ciorapul ăla de lână. Măi, e, așa trecut, este. Da? Așa a fost țăranul nostru, așa a pornit. Păi de asta, prin asta crești. Și eu mergeam cu opinși, că m-am uitat acum. Păi eu mergeam tot așa câți ani, 10 ani, 12 ani. Da. Mama îi spunea cineva, mama, ia-ți-mă și tu cât un pantof. Eu aveam pantof, că doar cântările noastre se concretizează în pantof și în genți. Adică câte genți pot să-mi iau sau ce îmi iau. Deci, e tot în opinși. Hai mă să mai trecem un pic și de etapa asta până la urmă. Dar da, îți dai seama câtă mândrie. Eu dacă aș vrea să am, eu să merg în opinii să văd omul îmbrăcând în sărbătoare cămașa națională. Uite, îți dau exemplu. Cămașa asta e veche, e foarte veche. E veche. Și îmi pare rău să-mi bat joc de ele. Noi le iubim ca pe ochii din cap. Dragii mei, ne întâlnim cu Ion Drăgan în câteva minute. Acum luăm publicitate și ne întâlnim cu Cântec și cu Ion Drăgan. Câte povești are să vă spună, nu vreți să știți, dar îl mai chem într-o emisiune. Mândrele mi-or sta în minte și mi-or sta de acum înainte. Am trăit așa ușor, numai cu dragostea lor, numai cu dragostea lor. Am trăit așa ușor, numai cu dragostea lor, numai cu dragostea lor. Cine-n viață n-ar iubi, rău cu mări
fi trăit, alău cum e tu, că eu m-aș lăsa de toate, dar de mândre nu se poate. Că eu m-aș lăsa de toate, dar de mândre nu se poate. De mândruțe tine grele, popale ale nei ca pe ele, că mi-au făcut zile grele. De mândruțe tine grele, popale ale nei ca pe ele, că mi-au făcut zile grele. Dar fi să mor într-o noapte, alău cum e cu, să vină mândrele toate, alău cum e cu, câte una să mă plângă, că le-am iubit să-mi ajungă, câte una să mă plângă, cât le-am iubit să-mi ajungă, după ce nu-i mai fi eu, să le ajute Dumnezeu, măi, că nu am fost băiat rău, după ce nu-i mai fi eu, să le ajute Dumnezeu, măi, că nu am fost băiat rău. Mândră, mândră, n-am crezut nici când s-a ajung, mândră, dragă, din iubire să plâng. Mândră, mândră, nu mai am lacrimi să curgă, mândră, dragă, la tine să ajungă. Vis de fericire, cum te-ai spulberat, măi, am iubit pe cine nu a meritat. Vis de fericire, cum te-ai spulberat, măi, am iubit pe cine nu a meritat, măi, am iubit, măi, lume, mândru puișor, și-am rămas, măi, lume, să-i duc singur dor. Am iubit, măi, lume, mândru puișor, și-am rămas, măi, lume, să-i duc singur dor. Mândră, mândră, plânge-n vârf de deal izvorul, mândră, dragă, cum îți duce dorul, mândră, mândră, plânge fagul cel umbros, mândră, dragă, frunza-i pică jos. Cu foșnetul ei parcă-n șoptește, fericit e omul care nu iubește. Cu foșnetul ei parcă-n șoptește, fericit e omul care nu iubește. Să fii blestemată că tu ai lăsat să plângă într-una un suflet curat. Să fii blestemată că tu ai lăsat să plângă într-una un suflet curat. Mândră, mândră, merg pe drum tot necăjit, mândră, dragă, ce mult te-am iubit. Mă-ntreabă pământul de ce plâng într-una, mai sunt multe fete, nu e numai una. Mă-ntreabă pământul de ce plâng într-una, mai sunt multe fete,
nu e numai una. Jur că niciodată cât am să trăiesc, n-am să mai pun suflet, dar că mă iubesc. Jur că niciodată cât am să trăiesc, n-am să mai pun suflet, dar că mă iubesc. Dragii noștri, dragostea asta, forța noastră interioară. De aceea mă gândesc eu că destinul este o alegere. Destinul este, nu e legat de noroc. Destinul e așa, de când te naști, ceva are, ce trebuie totuși are, realizat. Are părțile lui. Ce frumos, asta cu dragostea. Știi, noi ăștia care cântăm, cei mai mulți dintre noi, suferim. Suferim că nu suntem înțeleși. Nu suntem, măi, suntem afurisiți noi. Noi avem așa niște trăiri sufletești. Spune-mi, cum stai cu dragostea? Mă, uite, vreau să spun că bine, am pe cineva care mi este drag sufletului meu, care, nu trebuie să facem publicitate în lucrul ăsta, dar mă susține și Doamne, mă... Doamne, dar eu asta întreb de drag, pentru că dragostea este atât de frumoasă în toate care, formele ei. Care e important să-ți dea un telefon și să spună cum ești, ce sigur faci. Să spună bună dimineața. Îmi spunea, îmi spunea un prieten drag aseară. Când nu ești cu nimeni, când ai avut momente proaste, slabe, când... Să avem lucrurile astea. Nu ți-ai dorit să spună cineva noapte bună sau bună dimineața? Știi? Că de multe ori zici, nu, nu-mi doresc nimic, nu vreau nicio noapte bună, nicio bună dimineața, sunt coale mele și... Da, nu. În strafondurile tale ai nevoie, ai nevoie de cineva care să spună bună dimineața. Bine, soțul meu... acum are o perioadă poate un pic mai ocupată, dar soțul meu cred că 16 ani, acum facem 20, adică între timp s-a mai rărit. Mi-a spus bună dimineața frumoasa mea. Nici măcar o zi din viața mea nu a trecut fără să-mi spună frumoasa mea. Între timp, nu că n-aș mai fi frumoasă, ci... este un pic mai ocupat și nu... Tu simțeai lucrul ăsta să mai spună lucrul ăsta câteodată, nu, da? Nu suport să nu-mi spună, dar nu mai face atât de des. Ia aminte că de-aia spun în emisiune ca să faci asta. Nu mai spune atât de des frumoasa. Da, mă, dar în sufletul lui este, ești acolo. Lasă-mă asta cu sufletul, eu spun realități aici, palpabil. Lasă, totul. Lasă, mamă. Totul palpabil. Cine te susține moral? Persoana dragă sau familia? Cine-i familia ta? Mă, și familia mea, prietenii. Ți-am spus, sunt norocos în privința asta că am acei oameni care mă susțin, care sunt alături de mine și la bine și la greu. Știi ce îmi place mie la tine? Că în fiecare an de ziua mea ești printre primii care spui la mulți ani. Că ți-aduce aminte de ziua mea. Normal că știu ziua în care ești. Și uite, coincidență, îți mulțumesc să te din suflet pentru acum? Invitație. Pentru că, uite, cum s-a legat foarte bine, că uite, nici nu-ți dădeai seama că se apropie ziua mea. Știai? Fai de capul meu. Nu știai. Sunt pierdută, nu? Și îți mulțumesc din suflet. M-am zis, adică am putut să-ți fac o bucurie de ziua mi-ai ta? Mi-ai făcut o bucurie foarte, foarte, foarte. Eu știu că tu ești de pe drumul și ești foarte da, obosit. Și uite, și m-am bucurat foarte tare că când m-ai sunat, tu mă sunase, eu venisem de la repetiții, de la Târgu Mureș, zic, hai să văd. Mă întinsesem așa un pic, poate că eram la hotel, zic, măi, cine mă sunai că sunt după aia? Și ai spus, am spus situația care este. Așteptam. Eu știu că tu ești foarte ocupat. Dar toată lumea este momentele astea. Că mai sunt momente. Vai, nu pot să că sunt tot unde sunt turm în pat. Nu e adevărat. Spui lucrurile care sunt așa cum sunt. Dragii mei, nu știți cu ce invitați o să vin dățile următoare. Am de gând să vă bucur așa în fiecare vinere. Să se vadă, domne, că am venit aici la emisiune și că o moderez. Nu, drăgane? Da, să știi că sunt lucruri frumoase. E important omul care e lângă tine. Că colegi, în primul rând, că sunt colegi care nu prea deschid așa sufletul. Da, nu, lasă, nu trebuie să știe toată lumea. Ba, din contră. Dar de ce oameni, să nu știe toată lumea? Suntem oameni și trebuie să te știe așa cum ești.
Chiar aseară când am venit pe tren, că eu merg cu trenul, trenul este viața mea, trenul, da, deci cu trenul merg eu, ca să știe. Oricum când șofează, da, adică are un șofer de care eu mă avea, mă împiedica mereu, tot parca, ba în spatele meu, trage-mă o dată mașina, lasă-mă în pace că eu am treabă să plec. Așa că bine că mergi cu trenul, nu mai poate trage trenul în spatele meu. M-a impresionat și am văzut un băiat care, aoleu, ferească Dumnezeu, mă închin și nu doresc nici la pui de șarpe, nu avea mâini de aici. Of, of, of. Și atât de fericit era omul ăla. Și mi-a plăcut curajul lui, felul lui de a vorbi. Doamne, dar cred că era fericit acela, că putea să meargă și că comunica. Curajul acela ți-l dă Dumnezeu, da, dar sufletul tău probabil că... Dar mi-a povestit prin ce faze a trecut, prin câte clipe dorea familia sau prietenii să ia ajutorul ăla lui care știți că se dă pentru, da. Nu, el s-a bucurat că trăiește și că... Dar tu, familia ta, tu i-ai ajuns pe toți dragii mei. Eu îl cunosc pe Drăgan de foarte mulți ani, după cum vă spuneam. Însă dacă stai în preajma lui două ore, nu știu dacă toată lumea așa procedează, eu dacă stau în preajma lui două ore, el răspunde la 100 de telefoane cu 100 de oameni, dar 4-5 din aceste telefoane fac parte oameni din familia lui, cărora la fiecare trebuie să dea niște bani. La fiecare le dă niște bani să se ducă undeva. Deci eu îl întreb mereu, de unde naiba ți-a ajuns, mă, atâția bani să dai la toată lumea? Ce să fac, mă, Roberta? Dau și lui, mă, dau și lui ăla, dau și lui ăla. E nepoata mea, ăla e nepoata. Bravo ție, eu te felicit cu sufletul. Cu cât dai, cu atât Dumnezeu te ajută, să știi. Sunt momente că, uite, a fost că tu, ca orice om, să nu ai un bănuț în ziua respectivă. Și când sună telefonul, vii la un eveniment cu mare drag. Și parcă Dumnezeu atunci te uite, mă. Ține aduce pe, da, ține aduce. Dar nu trebuie să umbli, aoleu, că vreau atât cât vreau, cât pot și cât pot să duc. Nu trebuie. Uite, eu am niște, tot amintesc de ei în emisiune, pentru că fac parte din viața mea așa, niște prieteni. De altfel, ei sunt și Bijuteria Silver, care... Noi cunosc, îi cunosc, îi cunosc. Bijuteria Silver, dar... care are grijă de bijuteriile mele de întotdeauna. Ei mereu spun că să dai, nu. Dacă aud ei de un om că e bolnav de inimă. Au primit informația, eu am fost în preajma lor de foarte multe ori, au primit această informație că ăla e bolnav de inimă. Iar ei, fără să știe cel care povestea, întreabă în continuare, ați auzit de un doctor de inimă, dar nu știți ce pastile să ia pentru inimă, dar nu știți că am auzit, știi ce înseamnă asta? Mirela îmi spunea mereu, mă, Roberta, nu trebuie să ții ascunse anumite lucruri, trebuie să le spui oamenii. Pur și simplu, da, oamenii aflând te pot ajuta. Dacă tu ții totul ascuns în tine și te lupți singură cu greutățile până la urmă, ca să-ți greutăți, da? Nu te poate ajuta nimeni, pentru că nu știu să-ți dea o mână de ajutor, că nu știu că trebuie. De aceea, eu când te văd pe tine atât de darnic și atât de bun cu ai tăi și cu toată lumea, pe mine m-a impresionat mereu. Spune, uite, vă promiteam la începutul emisiunii că vă destăinui cum a lăsat Ion Drăgan o amprentă pentru totdeauna în sufletul meu. Este un pic haios, însă este cine privește cu seriozitate ceea ce spun. Credeți-mă că va rămâne în suflet, să vă spun. Când am... tot din casă, mai, taci. Mai se crede. Taci, mă, să știe și ai de acasă. Cântam la Vișina. Da, era amândoi. Începuturile mele. Era cu Liliana Mitrana, nu? Da, Liliana lipsea, da. Eu mereu eram, și mă luai de acasă cu mașina. Da, însă de data aceea pe mine mă aducea soțul meu la program. De data aceea tu veneai, pentru că tu veneai de la Bălești, aveam programe diferite, tu veneai cu microbuzul. Erau zile în care urma să vină Paștele. Dintr-una într-alta pe la restaurant am spus că mi-ar trebui niște varză pentru sarmale. Dragii mei, este impresionant, pentru sufletul meu a rămas impresionant. Ion Drăgan a venit cu microbuzul de la Bălești. Adică eu locuiam în Târgu Jiu, ne puteam întâlni oricând în Târgu Jiu, dar de cântat cântam la Vișina, adică destul de departe de Târgu Jiu. Eu cu mașina, el cu ocazie, cu două verze în plasă, cu zeamă de varză, iar eu treceam cu mașina, el îl lăsase undeva microbuzul, destul de departe de restaurant, iar eu veneam cu mașina de la Târgu Jiu către restaurant, aproape să trec pe lângă el. Când îl văd, aproape că îmi dau lacrimi. Când îl văd, avea în plasă două verze cu care venea pe jos. Venea pe jos pentru că el promisese că mi-aduce două verze de la Bălești. Două verze, probabil că le poți cumpăra cu foarte puțin bani, nu știu. Probabil că le puteam cumpăra și atunci și oricând.
ne-am dat pur și simplu în vorbă. Însă acest gest pentru mine a fost definitoriu, iar pentru mine sufletul Ion Drăgan este etern unul dintre cele mai bune suflete pe care le-am cunoscut. Da, mulțumesc. Dați mari cuvintele, nu. No, suntem oamenii în primul rând. No. Oamenii nu fac asta, de comozi. Eu poate, de comodă, pentru că mereu am niște 12 centimetri în picioare și mereu am omit și evit să fac niște lucruri. Crezi că tu n-ai putea face lucrul ăsta? Ba da. Dar a rămas pentru mine în sufletul meu și de câte ori povestesc despre tine, de atâtea ori îmi place să încep cu cuvântul că ești absolut un suflet absolut minunat, un om bun. Sărumă. După am aceea, artist, ce ești tu? Da, vreau să spun că am întâlnit colegi care și ei m-au îndrumat și contează foarte mult. Eu merg având prieteni foarte... într-un an am făcut un spectacol la 40 de ani de activitate, care ai fost și tu, da, dacă ții minte. Da, sigur să nu ții minte. Și-au venit colegi din... Nu mă gândeam că vin atâta. Și a prezentat Mihaela Tatu, care nu mi-a luat nici măcar 5 bani. Colegi care au venit, da. Te înconjoară multă lume, da, care te iubește. Care nu-și măcar nici 50 de bani au cum... Nu vrut să-mi ia... Eu am vrut să iau, dar nu mi-a dat. Adică eu i-am cerut prima dată, după foarte aia mult și nu mă gândeam că vin atâția. Ai avut atâția artiști, da. Doamne, cât și de toți mulți. S-au supărat că nu au venit toți și n-aveam unde să-i bag și atâta și atâta. Puteam să facem festivalul Ion Drăgan de 3 zile, pe întindere de 3 zile. Într-adevăr, și m-am au fost bucurat foarte mult să vină colegi de departe care eu... le sunt dator și eu la rândul meu merg, să știi, da, acolo. Sigur că, dar altfel cum? Nu putem, o mână care îți dă trebuie să o întorci, nu? Nu putem trăi singuri noi în lumea asta. Nu. Iar cel mai frumos este, de câte ori nu ne ducem noi să cântăm degeaba, dar... Dar faci o bucurie pentru cei, exact, dragi. Dar nici nu mă gândesc la asta, pentru că Dumnezeu m-a ajutat să am acest har. Într-adevăr, am construit cu multă grijă și cu multă greutate, zidești cu multă dăruire. Când pui temelia, era telemie, era să zic că m-am adus aminte de Lenuța temelie, care cântă extraordinar de frumos, chiar m-a sunat. Uite, chiar să o invit, că are o voce extraordinară. Dacă de la... zici tu? Da, cântă foarte, 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 foarte frumos, chiar m-a sunat înainte de a veni la tine. Construiești frumos, pui zidul care... Da, greu, deci este foarte greu. Însă îmi place să mă duc și să povestească cineva că a venit și la mine la eveniment. Mi-a cântat. Poate bucurie, prin, da, conjuncturi, știi, prin conjuncturi ajunge acolo fără, na, nu știu, fără bani sau, dar de fiecare dată m-am bucurat. E o pomană sufletească, să știu, așa, da, zic. Lucrurile. O firar să fie, Drăgan, că aproape că ne apropiem așa de cu pași repezi de... Da, vai ce repede, nu, dar am... face altă emisiune, că putem prelungi. Va trebui să cântăm, Bogdan, va trebui să cântăm, se termină emisiunea. Va. Da, te rog să spui, eu am să-mi iau la revedere, dar te las pe tine ultimul să fii, pentru că eu am să spun că binecuvântarea și bucuria lui Dumnezeu să vină în casa dumneavoastră, încă o seară de vineri, împreună cu Roberta Crintea, împreună cu Dor de Cânte Gorjenesc, împreună cu toată echipa care mi-a fost aici de ajutor, încă o seară în care am avut un interpret extraordinar pe Ion Drăgan. Vi-l las să vă spună la revedere și habar n-am dacă vrea să mai cânte ceva sau nu, e treaba lui. Roberta, îți mulțumesc din suflet pentru invitație. A fost o bucurie să fiu alături de tine. M-ai încărcat așa cu energie, cu toate că suntem acea zodie. Eu sunt prima decadă. Tu ești cu colega mea, Camelia Argint. Sunt în acea zi, amândouă, de aia. Da. Îți mulțumesc din toate inimile. Mulțumesc colegilor tăi, iubitorilor tăi de folclor, că ei te susțin și te ridică așa frumos. Doamne ajută! Pentru că datorită lor, știi că emisiunea ta crește frumos și să crească în continuare să până la infinit. Să ai lângă tine colegi dragi sufletului tău. Să dea Dumnezeu. Pentru că e nevoie de lucrurile. Și orice, eu spun așa, orice dușman are loc pe pământul ăsta. N-am eu treabă cu el. Nu, orice dușman are loc pe pământul ăsta. Dar dușman așa în ghilimele. Cântecul ne face să fim prieteni. Vă doresc. Vă pupăm, numai, vă dorim o seară minunată. Sănătate.
cu tot, omule măi. Floarea crește lângă apă, pui alta-n loc și florește, omule măi. Omul dacă am bătrânit, zilele sunt spre sfârșit, zilele sunt spre sfârșit, omule petreacă, omule măi. Dacă n-ar avea copii, toate frunzele din vii, ori pica și lor jelii, omule măi. Lenuța, ci nu mai veni la moară, că mă răzor la primăvară, mă-n voi pe arătură. Dar inima nu se îndură, negurată-i dragostea, niciuna nu e ca ea. Blestema să fie neamul, ci s-o cunona cu banul. Blestema să fie neamul, ci s-o cunona cu banul. Să-i așa, hai cu sârba. Surai cu o mărioară și umblai prin sara nebun, să nu văd omul pe drum, mă-n voi pe arătură. Dar inima nu se îndură, negurată-i dragostea, niciuna nu e ca ea. Blestema să fie neamul, ci s-o cunona cu banul. Blestema să fie neamul, ci s-o cunona cu banul. N-o până afară, hai mândruț-o până la mine, că am ajuns un dor de tine. Mă-n voi pe arătură, dar inima nu se-ndură, negurată-i dragostea, niciuna nu e ca ea. Blestema să fie neamul, ci s-o cunona cu banul. Blestema să fie neamul, ci s-o cunona cu banul. Mă-n voi pe arătură, dar inima nu se-ndură, negurată-i dragostea, niciuna nu e ca ea. Blestema să fie neamul, ci s-o cunona cu banul. Blestema să fie neamul, ci s-o cunona cu banul.
un nou drum pe care îl începem împreună. O invitație la cunoașterea cântecului și a tradițiilor populare românești. Roberta Crintea vă așteaptă în fiecare seară de vineri de la ora 20 și 15 alături de o vedetă populară doar la Accent TV. Dor de cântec gorjenesc.